Zeci de copii s-au întrecut sâmbătă 20 august la Palatul Culturii Teodor Costescu într-un concurs de șah pentru a-și testa abilitățile și pentru a-și îmbunătăți mutările. Copiii apreciază acest sport pentru că își dezvoltă gândirea și își pot face prieteni noi. Aceștia s-au pregătit intens pentru a obține punctaje cât mai mari și doresc să mai participe în viitor la astfel de concursuri. Câștigătorul turneului la 14-14 ani, Popescu Ștefan. Concursul a fost organizat prin proiectul Șah în școală cu scopul de a atrage cât mai mulți participanți, iar pe viitor se dorește ca numărul concurenților să fie de ordinul sutelor.